L-am prins pe tătuca în perioadele sale de vulturi. Era magnetic și avea o prezență artistică. De altfel, Nea Ciceroneu nev, om de scenă și artist istoric local, pe când îl curta mucegăind prin cancelarie și-antecamere, căci avea afacerea lui cu televiziunea locală pe care o păstorea, chiar mi-a spus că Nea Eugen avea nev de artist și citez de coardă politică. Nea Eugen întârzia, știa cât să întârzie și să se facă așteptat și prețios la fel mugeau de cap și cei care apoi îl așteptau și năzuiau la milostenia lui. Ziceai, absolut ziceai, că el este cel care urmează să facă milostenie, poate chiar minuni și vindecări. El organiza într-un fel așteptarea în cancelarii. Dacă îl prindeai pe stradă pe o gendurbacă, primarul sau pretendentul viitor la următorul mandat, acesta era plin de solicitudine și aproba toate cererile care se vă sub nas, E destul de incomod ca pe stradă să te hărțuiască cineva să te aștepte, dar toți erau disperați de așteptările lui. Și atunci el scria la fiecare cerere da, în condiții legale. Tropăitorii plecau fericiți că i-au rezolvat domn primar și tehnica spunea că pixurile cu care se aprobau cererile aveau rolul să stabilească prioritatea. Albastrul era pentru prostimea de pe stradă. Negru era cerneala pixului cel care practic interesat pe Taraboste și afacerile lui. Iar pixul cu roșu trebuia să sublinieze că nu se joacă nimeni cu acea aprobare. De altfel primăria lui Eugen Durbacă nu era suma de primării a lui Dumitru Nicolae. Apoi audiențele, ei bine, audiențele erau băi de putere, voievodale cu mulțime de pe platformă cu sacoșe și cu căciună în mână și veșnicul șef care spunea câte unuia. Eu te cunosc pe undeva, pe dumneata. Nu așa cumva. Ești din combinat, nu? Ne-am întâlnit acolo. De parcă Sidexul era ridicat la Slobozia, iar Eugen Durbac era primar doar la Galați.